În această seară aș dori să vă invit la o depunere a celor mai importante evenimente care vor avea loc în anul acesta 2024. Subiectul pe care aș dori să-l prezint este intitulat Creștinismul cu voce de balaur. Prieteni, se pare că acest an, 2024, este de fapt locomotiva care trage după ea evenimente consecințe a unor decizii care se anunță a fi irreversibile în perioada imediat următoare. Ciudat sau interesant, nu știu cum e mai bine de spus, este faptul că în anul acesta avem de-a face cu alegeri generale în 64 de țări, care acoperă mai bine de o jumătate din populația planetei. Aceste alegeri implică trei mari țări care sunt promotori tradiționali ai democrației și mai este ceva, 8 din cele mai mari țări, 10 ale lumii, au alegeri. Întotdeauna când oamenii vorbesc despre democrație, asociază democrația cu o formă de libertate, o bucurie, o fericire pe care o poate obține pe pământul acesta în dimensiunile date. Nimic nu poate fi mai greșit decât ca oamenii să asocieze noțiunea de democrație cu Noțiunea de libertate. Așa cum spuneam, democrația este expresia imunității absolute, sau dacă vreți, termenul care scuză totul în matematica deciziilor globale. Am menționat în nenumărate ocazii că democrația l-a pus pe Domnul Isus pe cruce. Deși expresia este îmbrățișată ca fiind într-un întruchiparea libertății absolute, totuși, hibele democrației se văd la topasul. În democrație este permisă doar libertatea răului, atenție, nu și libertatea binelui. În timp ce libertatea răului este permisă, libertatea binelui, libertatea de a te ruga, libertatea de a-ți forma și exprima o opinie, este interzisă. Aceasta arată foarte clar de desubturile acestui concept atât de putred, supra-licitat, zic eu, care se cheamă democrația. Democrația este de fapt copilul născut din intimitatea nelegitimă a politicului găsit în pat cu doamna de la Roma. Biserica celor șapte coline este în spatele tuturor mișcărilor de proporție care execută cu voie sau fără de voie obiectivul lui Dumnezeu, obiectiv menționat foarte deslucit în profeția biblică. Înainte, mai departe, în adâncurile acestui subiect, vreau să pun o întrebare fără miros și fără gust. De ce nu funcționează această mașină de vot a democrației? De ce spunea Stalin că nu contează cine votează, contează cine numără voturile? Mașina de vot nu funcționează datorită faptului că mintea majorității este afectată de bogusul informațional prieten. Tehnicile de manipulare a celor influenți evidențiază clar cât de ușor se poate obține un vot al majorității în circumstanțe speciale. Democrația funcționează cu pâine, pește și circ. În această seară voi fi apolitic, dar voi fi apocaliptic. Așa că mă voi folosi de contextul exemplului biblic, găsit în Apocalipsa lui Matei, capitolul 24. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l omoare. Deci se poate observa în acest text că votul care trebuia să fie democratic, adică reflexia gândirii și voinței libere exprimate de cetățenii de sub cruce, avea să devină o imagine cosmetică care ascundea, de fapt, realitatea macabră a politicului aflat în adulter cu doamna biserică de atunci la Ierusalim. Următorul verset, de fapt, ne evidențiază conceptul cauză-efect cât de simplu este să manipulezi o societate fără repere. Dregătorul, adică Pilat, a luat cuvântul și a zis: Pe care din amândoi voi să vi-l Adică pe cine votați? Pe barab au răspuns ei. Pilat înțelege că acest vot liber, în ghilimele spus, nu este produsul unei voințe libere, ci este reflexia celor care l-au inoculat numele sau ideea. Ea înduplecat. Deci a existat o discuție, o dezbatere politică sau religioasă, prin care liderii și bătrânii și oamenii cu influență, iată că existau influențări și pe vremea Domnului Hristos, se pare că după o dezbatere deosebită, bătrânii și oamenii preoții au reușit să înduplece, adică au reușit să convingă cu argumente mai mult sau mai puțin rezonabile, poporul ca să volteze pe baraba. În viziunea acestor conducători, preoți, cărturari, scriitori, bătrâne ai poporului, oameni care trecuse prin viață și aveau experiență, se pare că în viziunea lor, baraba era o versiune mai bună de lider, de conducător. Baraba era o soluție și nu o problemă. Isus era problema. De ce era Isus problema? Pentru că Isus nu poate fi. Înduplecat, nu putea fi înduplecat, pentru că Domnul Hristos nu putea fi manipulat, dragii mei prieteni, Pilat încearcă să-i convingă. Încearcă să vorbească cu oamenii, nu? Încearcă să-i facă să-și să vină în fire. Încearcă să le uh, spună că trupește sunt și acționează ca ființe libere, dar, în realitate, ei suferă de o boală incurabilă numită sclavia minții. Poporul acesta suferea de sclavia minții. Pilat le-a zis, bă, oameni buni, dar ce să fac cu Iisus, care se cheamă Hristosul, după cuvântul lui Dumnezeu? Asta, Pilat, întrebarea aceasta a pus-o în speranța că le va trebui conștiința, nu? Ei au răspuns, fără menajamente, să fie răstignit. I-au răspuns toți. Dar ce rău a făcut? Încearcă Pilat să apeleze la factorii de inteligență, la factorii umani. Dar ce rău a făcut Domnul Isus? Ei au început să strige. Deci Pilată îi invită la o discuție inimă la inimă, minte la minte, logică cu logică. Și poporul nu este în stare să argumenteze de ce ei doresc pe Baraba. Nu pot să explice, nu au argument. Și în lipsa argumentelor au început să țipe, adică să strige. Și cum să strige? Păi să strige mai tare. Asta înseamnă că Exista o, o, un build-up, o clădire a intensității, a tensiunii între popor și legislativ. Să fie răstignit. Bun, dar eu am întrebat ce rău a făcut. Nu ne interesează, nu vrem să discutăm. Să fie răstignit. Se poate observa că mulțimea nu răspunde la argumente reale. Nu este capabilă să proceseze informația. Văzându-se în fața unui creier social paralizat care nu răspunde la logică, Pilata adresează mulțimea în robotică, încercând o trezire a conștiinței. Pilat a întrebat ce rău a făcut. Nimic, nu discutăm argumente și dovezi să fie răstignit. Acum vă întreb, reacția gloatei dovedea eleganța unei gândiri libere sau nu era altceva decât expresia dictaturii cu față umană? Generații după generații, prieteni, oamenii au făcut aceleași greșeli. Au acceptat cocktailul babilonic, antic și modern, îmbătându-se cu borhotul falsității promisiunilor mincinoase. Întorcându-ne la Pilat, citim mai departe, bine, dar ce rău a făcut? Adică unde e răul acela în Iisus? Iertați-mă că insist cu treaba asta, dar întrebarea asta practic face tot sensul în dezbaterea pe care o avem în această seară. Unde e răul ăla în Iisus? Unde e vina lui Isus. arătați în vina, puneți degetul pe rană sau puneți degetul pe păcatul lui Isus. În zadar i-a fost efortul lui Pilat de a trezi conștiințele indivizilor manipulați de sofismul oamenilor care influențau societatea pe vremea Domnului Hristos. Când Pilat a văzut că n-ajunge la nimic, adică Biblia spune nu niciun rezultat, ci că se făcea mai mare zarvă sau mai multă zarvă, ce-a făcut Pilat? A luat apă. Apa e bună, fie să bem, fie să ne spălăm pe mâini, apa e bună și de botez. Dar de data aceasta, apa a fost întrebuințată pentru a spăla mâinile și conștiința înaintea norodului. Vedeți dumneavoastră, conștiința nu se spală cu apă. Zarva este cea mai puternică evidență că democrația nu se sprijină pe argumente. Lipsa argumentelor este întotdeauna inoculată cu zarvă sau înlocuită cu zarvă. În lipsa argumentelor omul se agită, omul zbiară, omul țipă, omul se manifestă. Versetul continuă și spune, eu, spune Pilat, sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Acum ați ales cum v-ați făcut patul așa să trăiți și de acum înainte. Cu alte cuvinte, dacă voi ca evrei nu săriți la ajutorul co-naționalului vostru, care nu este vinovat după legea noastră, atunci eu de ce să-mi bag eu pielea la saramură pentru a scăpa viața unui om? Un? Din nefericire, istoria de după sacrificarea Domnului Hristos a dovedit că nu a fost numai treaba evreilor, dar a fost și treaba romanilor, și mai târziu a fost și treaba lui Pilat și de fapt a devenit treaba lumii întregi și treaba noastră. Vă aduceți aminte de recitalul lui Florin Piersic, nu-i singur Iuda vinovat? Așa suntem și noi, prieteni, în decizia zilnică de a păcătui, noi de fapt suntem oamenii care dovedim că am ales pe Baraba și l-am răstinit pe Domnul Isus Hristos. Nu-i treaba ta, E treaba mea, e treaba noastră, e treaba ta, e treaba mea, e treaba tuturor oamenilor de pe pământ. De fiecare dată când noi păcătuim, spunem, nu-i treaba mea. De fiecare dată când noi păcătuim, îl alegem pe Baraba și îl răstignim pe Domnul Isus Hristos. În realitate, prietene, așa cum spunea, dacă nu mă înșel, barele cărtura Petrețuțea, spunea că singura revoluție care a fost reală pe pământul acesta este revoluția pe care a produs-o întruparea Fiului Dumnezeu Iisus Hristos. Restul n-au fost revoluții, ci doar lovituri de stat în care unul a vrut să ia viața sau locul altuia. Dragii mei prieteni, singura revoluție care s-a produs pe pământul acesta vreodată a fost revoluția întrupării, trăirii, suferințelor, crucificării, morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Această forță uriașă a unei gloate robot va aduce, de fapt, finalul lumii de astăzi, finalul generației de astăzi. 2024 este un an al democrației strâmbe și efectul va fi fatal, chiar dezastros, prieteni. Dezastros nu pentru Dumnezeu, dezastros pentru umanitate, pentru omenirea care trăiește fără Dumnezeu. Mă tem numai de efectul dictaturii ascunse în baticul democrației occidentale. De ce? Pentru că este foarte posibil că această dictatură îmbrăcată în haina democrației, curând, foarte curând, prieteni, va produce explozia unei filozofii la fel de periculoase care s-ar inditula apolitic, dar apocaliptic, sau mai bine zis creștinismul cu voce de balaur. Prieteni, e ciudat, nu e așa? Parcă știam că, Creștinismul își găsește o bârșea în Domnul Hristos, în blândețea lui, de caracter, în frumusețea lui. Dar iată, dragii mei, că avem de a face cu o contrafacere made in China, care are ca simbol pe steagul național un balaur, nu? Iată că avem de a face cu un creștinism cu cea mai mare șarlatanie pe care am văzut-o vreodată. Creștinismul cu voce de balaur este ceea ce vine peste noi în curând. Vreau să prezint noutățile anului 2024. În mai 27, se pare că statele membre ale OMS-ului, Organizației Mondiale Sănătății, se vor aduna, cred că la Geneva, dacă nu mă înșel, pentru a vota în două chestiuni extrem de urgente și importante pentru ei, nu pentru noi. Tratatul pandemic, 1 în care toate națiunile sunt implicate și amendamentele în ceea ce privește regulamentele de sănătate internațională. Este pentru prima oară când o organizație la nivel internațional pretinde autoritate absolută în condiții de urgență, adică dictatură la cel mai înalt nivel. O să ne aducem aminte în decursul timpului, prieteni, că auschwitz și lagările de concentrare, Mahausen, Krasenka, Dachau, au fost copil micuți pe lângă ceea ce se intenționează să se facă sau să fie produs de această organizație, organizație a șarpelui încolăcit pe băț, înfipt în mijlocul planetei și înconjurat de laurii victoriei, care erau laurii Romei. În genere, generalii și marii luptători care se întorceau în Roma, victorioși, li se punea o coroană de lauri pe cap, nu? Iată că Organizația Mondială a Sănătății înconjoară planeta cu laurii romani, cu laurii victoriei, arată planeta că este total asediată de un concept la nivel mondial și a înfipt un băț în loc de o cruce, iar pe băț stă încolocit un șarpe în loc de Hristos, care era răstinit pe cruce. Mai mare șarlatanie ca aceasta nu există, priete. Dacă America semnează tratatul acesta. Este foarte posibil să o facă. Mă gândesc să știți că suntem pe ultima sută de metri înainte de a întâlni piatra din visul lui Daniel. Lumea a auzit, lumea a simțit, lumea știe ce o să vină pe pământul acesta. Nimeni nu va putea fi scuzat în fața lui Dumnezeu, n-am știut. Ce să facem în situații de genul ăsta, se va pune întrebarea să ne pocăim și poate că Domnul Isus Hristos se va îndura de noi în marea sa cunoscută bunătate, prieteni. Dacă Statele Unite semnează tratatul de renunțare la suveranitate, așa cum va fi semnat de celelalte state, este primul organism internațional care are putere absolută asupra statelor, asupra țărilor, asupra culturilor, asupra limbilor, asupra gândirii libere a societății. Este prima organizație de gen guvernamental care miroase sau ne conduce cu gândul la o nouă ordine mondială. Statele Unite se frământă, nu știu ce va fi. În orice caz există acest efect de bumerang al deciziilor pe care le luăm și aceste decizii se întorc sau impactează mai mult sau mai puțin viața noastră de asemenea. De aceea, prieteni, ne rugăm lui Dumnezeu și atunci când se va vota în mai 27, vom vedea traseul pe care lumea l-a ales în a ne pe Domnul Isus Hristos și revenirea sa în curând pe norii celului. Așa cum spuneam, dacă America va semna tratatul, auzim deja fluieratul unui tren care intră în gară. În iunie 13, iunie 15, 2024, se pare că Papa de la Roma va participa la summitul G7 găzduit în Italia de data aceasta. E pentru prima oară când la o sesiune economică un papă este invitat să participe. Ce va spune, ce va citi, ce se va transmite lumii, am înțeles că e vorba de sabatul climatic global. Deci, controlează economia celor mari, celor mai mari puteri. Papalitatea este cea care hotărăște când se vor face schimburile de mărfuri și când nu se vor face schimburile de mărfuri, când va circula tirul sau tracul pe șosea, când nu va circula tirul și tracul pe șosea. Când se va putea cumpăra pâine? Când se va putea vinde pâine? Când se va putea cumpăra un frate? Și când se va putea vinde un frate? Așa că, pentru prima oară, G7 plus Papa de la Roma vor trasa din nou viitorul apropiat al omenirii. În septembrie 2024. Papa Francisc ar putea vizita Statele Unite după ce acesta va participa pentru prima oară la Organizația Națiunilor Unite, întâlnire care va avea loc în septembrie, și aceasta va dovedi că papalitatea controlează și națiunile. Și nu numai că le controlează, dar le păstrează unite pentru un scop vizibil doar de profesia biblică. Ce se va prezenta? Unul dintre elementele importante va fi serviciul sabatului climatic al Națiunilor Unite. Asta va fi, de fapt, cireașa de pe tort și va controla lumea din punct de vedere religios. Papalitatea nu numai că va controla lumea din punct de vedere politic, economic, dar va controla lumea și din punct de vedere religioși. Eminescu, prieteni, așa cum a fost el înțeles mai mult sau mai puțin de lume, el însuși percepea esența vieții așa cum puțini o înțeleg astăzi, în generația noastră vreau să zic, și cum venirea se făcură toți o apă și un pământ. Nu luăm cu noi nimic din lume, prieteni. De ce? Pentru că nu aducem nimic când venim în lume. Venim cu mâinile goale, în lumea aceasta și plecăm cu mâinile goale. Și să știți că episcopul de Roma, papa, va avea intenția să viziteze Statele Unite pentru a doua oară în acest an și eu cred că ar trebui să se știe că cimitirele sunt pline de papi cu trei coloane, cimitirile sunt pline cu negustori bogați ai lumii, cimitirele sunt pline de Bill Gates, care, deși cumpără cel mai bun pământ agricol din Statele Unite, totuși, când merg acolo, acolo, la cimitir, nu iau nimic cu ei. Noi, la rândul nostru, buni sau răi, așa cum suntem, nici noi nu luăm nimic cu noi la cimitir. De fapt, cimitirul este o sală de așteptare, o morgă, în care toată lumea stă în tăcere și are un loc la cinemaul plin de oameni care se odihnesc datorită penei de curent care a lăsat lumea în întuneric. Ceea ce nu înțeleg unii este faptul că din țărână ieși și în țărână te vei întoarce, este declarația, este comanda, este porunca lui Dumnezeu la care sau împotriva căruia nu se poate supune nimeni. Să știți, prieteni, Nebucadnețar avea visul lui. Dumnezeu avea și el visul lui. Nebucadnețar spunea aur. Dumnezeu spunea nu, piatră. Nebucadnețar iubea aurul. Dumnezeu făcea din aur asfalt pe străzile noului Ierusalim. Străzile noului Ierusalim vor fi pavate cu vanitatea lucrurilor apreciate de oameni pe pământ. Ce a iubit omul mai mult pe aici pe pământul acesta va fi călcat în picioare acolo, în cer. Străzile vor fi de aur pentru că Dumnezeu dorește să dovedească Universului că ceea ce oamenii au iubit, ceea ce oamenii au divinizat și anume aurul, valorile, toate acest, toți acești idoli vor fi călcați în picioare de Sfinții lui Dumnezeu care a iubit mai, au iubit mai mult pe Dumnezeu decât aurul faptul că străzile Ierusalimului cel nou vor fi pavate cu aur, nu vor fi neapărat expresia extravaganței dumnezești unde cel atotputernic nu va face risipă de bogăție, ci va oferi o lecție. Aceasta va fi de fapt o lecție și anume că lucrurile pieritoare nu merită făcute prioritate. Nebucanețar avea o statuie de aur în timp ce Dumnezeu vedea istoria lumii degradându-se pe zi, pe zi ce trece Până la lutul degetelor de la picioare. De fapt, revelația lui Dumnezeu, prieteni, pentru atunci și pentru astăzi, este aceea de a arăta lumii întregi că întregul sistem babilonic, astăzi și atunci, a fost și este bazat pe minciună și pe speranțe sau așteptări false, așteptări iluzorii. Cea mai mare revelație dată lui Nebucanețar în capitolul 2 din Daniel cu visul uitat, nu este visul și nici interpretarea, ci faptul că întreg sistemul vrăjitorilor și cititorilor în stele era un sistem anti-Dumnezeu, anti-creator, anticristic. Anti Prieteni, aceasta a fost cea mai mare revelație pe care a primit-o Nebucanețar în Daniel capitolul 2. Nu visul și nici interpretarea, ci revelația că el a fost înșelat. Când el a descoperit că a fost înșelat, mințit, sistematic, adică prin sistem, un sistem care îl plătea, îi hrănea pe ea bine ca să-l mintă frumos. Nebucanețar a fost stupefiat de revelația aceasta. Lui s-a descoperit că este mințit, înșelat, tocmai de aceea pe care îi plătea să spună adevărul. Și aceștia, în loc să spună adevărul, îl mințeau frumos. Demascarea caracterului hidos al anticristului în comparație cu frumusețea caracterului Domnului Hristos va fi misiunea Danielului modern. Misiunea poporului Dumnezeu astăzi este aceea de a demasca caracterul hidos al anticristului și a prezenta prin vorbe și viață frumusețea caracterului Domnului Hristos care se odihnește în noi. Dumnezeu a arătat lui Nebucanețar de trei ori. Ce se află de fapt în noi, oamenii? Nebucanețar s-a pocăit și el de trei ori, dar numai ultima oară a fost o pocăință reală. Pocăința în care omul este invitat să fie părtaș la suferință este cea care îl debarasează pe om de păcat mândrie și înfatoare. Pentru Nebucanețar, Iisus era doar o opiat. Pentru cei trei tineri era Fiul lui Dumnezeu în cuptorul cu foc. Vedeți dumneavoastră, prieteni, se pregătește Valea Dura, a venit piatra din vis și i-a luat la plimbare prin parcul Herstrou pe cei trei tineri. Era o plimbare într-o altă dimensiune, o dimensiune pe care oamenii o vor ajunge să o cunoască numai dacă vor accepta să umble cu Dumnezeu pe pământ. Să mergi la plimbare prin foc, să nu spese de faptul că nebucalențarul lumii moderne, care tremură la ușa cuptorului în 5 de 7 ori, să vorbești cu piatra care pentru tine este Domnul Hristos în timp ce ignori miorlăitul împăratului umilit, care cu tremur în glas te imploră să ieși afară din foc? Aceasta, prieten, va fi experiența ta, experiența mea și experiența multora. Dacă vom umbla cu Domnul Isus pe pământ, știți că vom umbla cu piatra, adică cu Domnul Hristos, în foc. Nebucanețarul modern se poate duce la Națiunile Unite, se poate duce la G7, poate controla fragila viața omenească prin Organizația Mondială a Sănătății, poate să vină în America și să învețe pe creștini să vorbească ca un balaur. Da, dar un singur lucru nu poate face papa, așa anume să intre în cuptorul de foc și să întrerupă conversația, să întrerupă conversația noastră zilnică cu piatra care este Fiul lui Dumnezeu. Undeva în 2014 sau 2015, dacă nu mă înșel, acest personaj, episcop de Roma, papa, spunea că este, o, este, periculos să ai o relație personală, directă și imediată cu Iisus Hristos fără intermedierea bisericii. Ok, înțeleg că e periculos, dar e un periculos pentru cine? Pentru tine, care nu poți intra în cuptorul cu foc pe care l-ai creat tu, sau pentru noi, pentru noi nu este deloc periculos să avem o relație directă, personală, imediată cu Domnul Hristos. Scriptura este într-adevăr o carte care ne invită? Cu vocea Domnului Hristos, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Papalitatea a început să tureze motoarele, a început să încălzească cuptorul lumii, muzica și circul au fost aduse deja în Valea Dura, spectatorii lumii sunt deja în așteptare, invitați, statuia de aur a lui Nebucanețar este deja acolo, ceea ce nu a pregătit papalitatea este o invitație la petrecere și pentru Domnul Isus Hristos. Nu e frumos să vii la un eveniment așa de important fără să fii invitat, nu-i așa? Și totuși, piatra din visul lui Nebucanețar va veni să facă de râs aurul, argintul, bronzul și fierul. Piatra care s-a desprins fără ajutorul unei mâini omenești, piatra aceea care a devenit un munte mare și care este împărăția care nu va avea niciun sfârșit, este pentru noi iubitul nostru Mântuitor Iisus Hristos. Fie ca Domnul Isus să ne ajute să privim la El și să ignorăm focul care ne arde deja la tălpi. Perspectivele anului 2024 sunt sumbre pentru noi, pentru că s-a prinde focul. Dar știm un singur lucru, că Domnul Hristos ne-a promis că va veni cu noi în foc, ne va lua la o plimbare. Așa, o plimbare, o călătorie, așa cum o avem zilnic cu El o călătorie cu Domnul Hristos, o plimbare cu Domnul Iisus Hristos în rugăciune, o plimbare cu Domnul Hristos în foc. Dumnezeu este bun, Dumnezeu e minunat și deși lucrurile sunt sumbre, deși toate aceste lucruri arată către un final abrupt al planetei, pentru noi, cei care iubim venirea Domnului Hristos, nu este decât o veste bună, o veste frumoasă, o veste care ar trebui să ne incite și să ne încurajeze. Domnul Hristos este minunat și am toată încrederea, prieteni, că în această seară vom profita de prezența Domnului Hristos în viața noastră. Să ne aducem aminte că atunci când creștinismul va vorbi ca un balaur, e timpul pentru noi ca să vorbim umilința mielului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost umil în timp ce a fost demn, Domnul Hristos a, a fost un om cumpătat care n-a dat drumul la mânie în timp ce a fost un om curajos, Domnul Hristos a fost o persoană ușor de înduplecat în timp ce a fost de neclintit în compromiterea adevărului. Această simbioză, această chimie spirituală a caracterului noastre este ceea ce cred că ne poate da prin har fără să merităm. Domnul Iisus să ne binecuvânteze în această seară cu o meditație solemnă, să ne numărăm zilele bine, căci vremurile sunt tulburi, și să ne pregătim pentru frumusețea de revenirii Domnului Iisus și acea îmbrățișare a noastră cu El, cu Domnul nostru Isus Hristos. Iar dacă Domnul Isus alege să mai amâne amărăciunea lumii, dacă Domnul Hristos alege pentru motive dumnezeiești pe care noi nu le cunoaștem și nu ne-au fost revelate, să nu vină în timpul generației noastre, să vină în timpul generației viitoare. Noi putem spune cu toată umilința, facă-se voia ta, Doamne. Dacă trebuie să bem acest pahar al mărăciunii, o bem cu toată bucuria și cu învingerea că dorim să facem voia ta. Să ne rugăm. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru frumusețea cuvântului tău pentru deosebita căldură cu care ne înconjori. Iubite Tată, îți mulțumim pentru harul tău. Te rugăm în această seară să ne binecuvântezi cu dragostea ta și cu iubirea ta pentru a fi ceea ce tu dorești să fim. Ajută-ne să fim și noi printre cei care umblăm sau ne plimbăm cu Domnul Hristos în cuptorul cu foc. Doamne Iisuse, nu uita de plimbarea noastră cu tine în cuptorul cu foc atunci când va veni vremea. Îți mulțumim, Tată, în numele minunat al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.